Am avut două vizionări în stat. Una, două vizionări în New York, una la Lincoln Center și una la Burns Film Center. Relativ asemănătoare din punct de vedere al concentrației publicului, adică în jur de 300 de persoane la fiecare tip de vizionări. Diferența constă în faptul că prima vizionare a fost în principal pentru români, adică publicul a fost în principal românesc, mai mult de 80%. Iar a doua, practic 100% public american. La români lucrurile au fost interesante pentru că una la mână, ei nu se așteptau să vadă un film vorbit în limba engleză. Când a început filmul au fost deputați. Nu li se anunțase destul de bine, și comunicarea nu fusese destul de clară în privința asta, ei veniseră să vadă ceva românesc cu actor român și o secundă, sau o secundă mai lungă, n-au știut ce să creadă. După care, la discuții, sigur că la discuțiile, Q&A-urile astea după proiecție, de multe ori oamenii care se fac auziți sunt cei care vor să se audă pe ei înșiși vorbind. Și de multe ori, mai ales la când ai un film într-un la public de diaspora, oamenii nu văd un film. Oamenii se duc să se confrunte cu propriile lor probleme de emigrație și să-și rechestioneze deciziile și opțiunile făcute de-a lungul vieții și să se renostalgizeze vis-a-vis de peisaje, de oameni, de timpuri, de lucruri pe care ei le-au trăit înainte de a pleca. Și din punctul ăsta de vedere, am primit întrebări siderante. Din când, de exemplu, o doamnă s-a ridicat și m-a întrebat, tot dialogul se purta în limba engleză, deci era și mai între noi, între noi, dar până în engleză. Și m-a întrebat, există, domnule Caranfil, o teorie cum că populația evreiască din România, de-a lungul decenilor, a refuzat să se integreze majorității românești și a preferat să vorbească, practic, o limbă străină, să se distanțeze. Acesta să fie oare motivul pentru care ați ales să faceți filmul în limba engleză? Și am spus, doamnă, nu știu dacă ați observat, dar și românii creștini ortodoxi din film, tot da. Deci, acolo a fost o vizionare foarte bizară pentru mine din punct de vedere al reacțiilor și al întrebărilor, dar imediat după aceea la... și aplauzele nu au fost extrem de entuziaste. În schimb, la proiecția cu americanii a fost triumf, adică acolo... nu le venea să creadă că n-avem încă un distributor american în titlă și n-am încă o dată a premierei decisă pentru lansarea filmului.